Rămân. Merge. Deci, trebuie să recunosc că sunt foarte bucuros în acest moment pentru această victorie. O victorie muncită, o victorie care a început foarte prost, un meci care l-am început destul de prost. Am avut 20 de minute în care Rapid ne-a dominat, am intrat cu pe teren. Dar trebuie să recunosc că după aceste 25 de minute și după primirea golului, am avut noroc să-i galăm destul de repede și eu la pauză am remediat puțin din greșelile care le-am făcut în primele 25 de minute și trebuie să recunosc că a doua repriză am stat bine în teren, am avut mai multă posesie, am avut ocazii, le-am dominat și sunt bucuros că Rapidul, care este o echipă foarte ofensivă, a doua repriză practic n-am avut nicio ocazie. Deci felicit toți jucătorii, inclusiv cei care nu au făcut parte din rol, și 18 care stau pe bancă, pentru că merită această victorie, merită aceste 3 puncte și mă bucur că putem să continuăm sigur victoriile. Felicit echipa Rapid, o echipă foarte, foarte bună, o echipă care, după cum așteptam, cu velegrinți ofensive, am pregătit bine jocul, dar trebuie să intrăm mai bine în joc. Avem 25 de minute, 30 de minute care întotdeauna începem să facă, suntem un motor diesel, ne încălzim mai greu. Mă bucur că am terminat în forță acest meci și îmi felicit toți jucătorii, tot capul, inclusiv masiori, doctori, cei care se ocupă de echipă de aproape, inclusiv Levi care aici, în fiecare din Palatul de noi. Și altceva și două săptămâni liniștite, să pregătim să continuăm în același mod și cred că Dumnezeu să ajungem bine la sfârșitul turnului, să fim acolo în față și să ne bucurăm că suntem pe primul loc, primele locuri la ajutat pe noi. Marin și Muzic a spus că rezultatul e nedrept. Tu consideri echitabil? De fapt, nu știu dacă este, pentru că nu s-a găsit mai 20 de minute în care trebuie să recunosc că Rapidul mi-a dominat din toate punctele de vedere. După ce am echilibrat jocul cu golul marcat și după ce am avut inspirația să cred că Iani sunt partea stângă și pe gol la spatele vârfului, cred că m-am echilibrat din punct de vedere tactic și mi-am pus din ce în ce mai multe probleme. Și cred că e meritat. Poate pentru primele 25 de minute, dar pe ansamblu cred că băieții m-au muncit. Am mai avut încă ocazia aia lui Accentul Simic cu portarul. Nu știu dacă e nemeritată. Poate fi nemeritată, e opinia lui Marius. Părerea mea că e o victorie nemeritată, muncită, împotriva unui adversar foarte, foarte puternic. E binevenită sau nu prea a fost întrerupt în 20 de minute? Nu. E ok, nu eu privesc ca pe normal, săptămână normală de pregătire, poate un pic încărcăm săptămâna asta, dar în rest o să fim pregătiți la ora jocului de la atât. Este această libertate din jocul lui Ianis pe care îi oferi nu din jocul locului său? Ianis, cred că ca să fiu acum, cred că nu se mai fie polemică cu numărul 10 la național. Cred că s-a găsit numărul 10 pentru echipa națională și sper din tot sufletul să continue evoluțiile astea și la național. Merită, e un jucător care face diferența, e un jucător care cu încredere și cu mult act poți să-l aduci să-ți câștige meciul de unul singur, cum s-a întâmplat și azi. Și are genialitatea aia care o au puțin jucători. Ați văzut ce pasă i-a dat lui Mircea Accente. Deci numai jucătorii care au mare, mare valoare ca să facă eliminația. Și mă bucur pentru convocarea lui. Mă bucur că am reușit să recuperez un jucător care are un talent foarte mare, dar trebuie să recunosc că fără ajutorul celorlalți participieri, Iani n-ar fi fost în momentul de față aici. El știe lucrul ăsta, am vorbit toată săptămâna cu el, i-am zis ce aștept și de la el și pe fază defensivă,
azi a făcut un efort mare și pe fază defensivă și cred că dacă o ține tot așa, pe viitor va avea din ce în ce mai mult suflu și probabil vom vedea un zic un zile mare. Matei, nu trebuie să-i se urce la cap. El chiar le-a mulțumit acum colegilor că l-au ajutat să-și găsească liniștea pentru a lucra așa cum facem. Da, probabil, a ajuns într-un grup care l-au ajutat să treacă peste un an prost din cariera lui și a revenit complet, cum am mai zis. E meritul lui Ianis că a dat două goluri, e meritul lui Ianis care e un jucător de clasă, care poate să facă diferența, dar trebuie să muncească în continuare. Aștept în continuare la fel de mult de la el și dacă va înțelege lucrul ăsta și nu îi se va urca la cap, cred că avem un jucător care poate să ne ajute mult pe viitor.